Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV, iată care sunt principalele titluri ale zilei. Tăiat după un conflict spontan. Șoferiță încarcerată după un accident în Severin. Debut pentru CSM Târgu Jiu în Cupa României. Un târgujean a fost reținut după ce l-a tăiat pe un alt bărbat. Conflictul dintre cei doi a avut loc pe o stradă din municipiu. Evenimentul s-a produs luni seară. Între bărbați a pornit un scandal, iar până la bătaie nu a fost decât un pas. În urma altercației, unul dintre ei s-a deplasat la spital cu o tăietură în palma mâinii drepte. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal. Aseară, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct cu privire la faptul că la intersecția străzilor Popa Șapcă cu Calea Eroilor din localitate se află în desfășurare un conflict între două persoane. La fața locului s-au deplasat mai multe patrule de siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, care au stabilit că în urma unui conflict spontan, doi bărbați, unul de 43 de ani din Târgu Jiu și celălalt de 32 de ani din Târgu Cărbunești, s-ar fi agresat reciproc. În urma altercației, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat singur la o unitate medicală de specialitate, prezentând o tăietură în palma mâinii drepte. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma verificărilor efectuate de polițiști și a probatoriului administrat în cauză, față de bărbatul de 43 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, a fost luată măsura reținerii pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Un gorjan s-a ales cu dosar penal pentru contrabandă cu țigări. Este vorba despre un bărbat de 57 de ani din Turceni. Polițiștii s-au sesizat din oficiu. Țigaretele proveneau din contrabandă fără a fi marcate cu timbru fiscal. Oamenii legii au găsit mai multe cartușe în locuința suspectului. La data de 7 octombrie 2024, polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 57 de ani din localitate ar deține peste limita legală și comercializa în orașul Turceni țigarete provenite din contrabandă fără a fi marcate cu timbru fiscal pe care le depozitează la domiciliul său. Fiind în continuare a cercetărilor, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul deține un imobil în orașul Turceni, unde domiciliază și de unde vinde către diferite persoane din localitate și din localitățile învecinate cartușe cu țigări care nu dețin timbru fiscal provenite din contrabandă. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă în conformitate cu legea 86 din 2006 privind codul vamal al României. O șoferiță a rămas încarcerată după ce a intrat cu mașina într-un taxi. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Cicero și Cireș din Drobeta-Turnu Severin. Femeia nu a acordat prioritate și a intrat în plin în cealaltă mașină. Coliziunea dintre cele două autoturisme a proiectat mașina femeii într-un gard. Șoferița a rămas încarcerată, dar a fost scoasă din mașină de echipajele ei sumehedinți. Ea a ajuns la spital. De asemenea, salvatorii au acordat ajutor și unui tânăr care era pasager în taxi. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. O femeie de 47 de ani din comuna Voloiac, județul Mehedinți, a fost salvată luni după amiază de pompieri după ce a căzut într-o râpă adâncă de 4 metri. Ea a încercat să traverseze un ogaș. Un localnic alertat de strigătele de ajutor a apelat serviciul de urgență 112. La scurt timp, echipajele de pompieri au ajuns la fața locului și au intervenit pentru a o ajuta pe femeia rănită. Victima a suferit un traumatism la piciorul stâng. După ce a fost scoasă de pompieri din râpă, un echipaj smurd i-a acordat primul ajutor. Apoi a fost transportată de urgență la spital. Candidatura la alegerile prezidențiale a Dianei Șoșoacă nu a fost singura respinsă de către Curtea Constituțională. Deputatul PSD de Gorj, Claudiu Manta, susține că în anul 2019 alte trei candidaturi au fost respinse de CCR. În 2019 s-au respins trei candidaturi. E adevărat. Cine? Nu erau personaje, hai să zicem, da, așa, foarte vizibili. Și acum am înțeles că și Miron Cozma acum, da, vorbesc. Și, deci nu erau personaje foarte vizibile și ca atare și în interesul dumneavoastră al presei foarte scăzut pentru subiect.
Da, Curtea Constituțională a mai respins astfel de candidaturi. Curtea Constituțională a constatat că Diana Șoșoacă îndeamnă la schimbarea valorilor fundamentale ale statului, încalcă condițiile de eligibilitate prevăzute de dispozițiile constituționale cu referire la valorile democrației, la statul de drept, la respectarea Constituției. Claudiu Manta susține că trei dintre judecătorii care au luat decizia de a-i respinge candidatura Dianei Șoșoacă au fost magistrați. Judecătorii cei trei propuși sau din cei patru, hai să zicem, asupra cărora planează acuzația, trei dintre ei sunt foști magistrați, domnul Alinior. Deci, domnule, oamenii ăia până să fie judecători la Curtea Constituțională, chiar m-am uitat cu atenție, au fost judecători de curte de apel, da? Și procuror general adjunct al României. Domnule, cu tot respectul, este cea mai înaltă funcție, a doua cea mai înaltă funcție în magistratura română, de către domnul Licu. Da? Dânsul a fost procuror general adjunct al României. Din această calitate, într-adevăr, a fost susținut de PSD. Lista de candidații PSD Gorj la alegerile parlamentare va fi aprobată de Organizația Centrală până pe data de 10 octombrie. Marius Cuțitoiu, președintele organizației de tineret a PSD Gorj și consilier județean ales, a spus că sunt șanse minime să apară surprize pe locurile eligibile la Camera Deputaților și Senat. Până pe 10 octombrie trebuie validată toată lista. S-a validat până acum? Nu, încă nu s-a validat lista. Propunerile Partidului Social Democrat sunt la organizației de la Gorj, sunt la organizația centrală, s-au trimis deja, din câte știu, și dosarele pentru analiză, deci suntem pe linie dreaptă. Procedural s-au făcut pașii în partid. După părerea mea, sunt convins că nu o să fie schimbări în pozițiile care contează. Partea de Senat, prima poziție, și cele trei locuri care le considerăm eligibile la Camera Deputaților. Să dea Dumnezeu să atingem și locul 4. Marius Cuțitoiu a precizat că primarii și președinții de organizații locale sunt mobilizați pentru campania electorală. Organizația este mobilizată, toți primarii și președinții de organizații înțeleg că nu se poate guverna, ca să zic așa, doar la nivel local, îți trebuie o stabilitate și la nivel central să participi la actul de guvernare pentru a reuși să fie împărțite cât mai corect fondurile guvernamentale pentru a merge și spre zonele care nu sunt dezvoltate, pentru a ajuta toate comunitățile. Că, vedeți, și repet, Partidul Social Democrat a dat dovadă de responsabilitate. Peste 5.000 de curse vor fi asigurate salariaților de la sucursala electrocentrale Rovinar din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a alocat suma de peste 3,6 milioane de lei pentru ca angajații termocentralei de la Rovinar să beneficieze de transport la și de la locul de muncă în următoarele 12 luni. Vor fi asigurate peste 5.000 de curse de la domiciliu la locul de muncă și retur. Această facilitate este cuprinsă în contractul colectiv de muncă și este asigurată în mod gratuit. Prin asigurarea transportului se elimină sincopele din activitatea de producție. Prin faptul că salariații ajung la timp la locul de muncă cu ajutorul unor mijloace de transport autorizate. Nu sunt foarte mulți angajatori la nivelul județului Gorj care asigură facilități de transport pentru angajați. Unul din prestatorii de servicii ai Complexului Energetic Oltenia are programat o investiție majoră la final de an. S-are în vedere amenajarea subsolului clădirii în care funcționează MedServ Min Târgu Jiu. Este prestatorul de servicii medicale al Complexului Energetic Oltenia. Asistenții medicali și medicii MedServ Min își desfășoară activitatea în cabinetele din carierele miniere și de la sucursalele electrocentrale. Gabriel George, managerul MedServ Min Târgu Jiu, a declarat că se execută lucrări de modernizare la subsol pentru că aici să poată fi înființat un laborator de analize medicale. Laboratorul va fi pus în funcțiune în cursul anului viitor sau în 2026, după ce vor fi achiziționate și echipamentele necesare. Primarul Laurențiu Turcila are pe agenda de lucru un set de planuri ambițioase pentru acest mandat. Aceste inițiative sunt concentrate pe modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
Proiectele sunt în desfășurare, iar primăria colaborează cu specialiști pentru a asigura finalizarea lor în termen. În cadrul inițiativelor de digitalizare, primăria Leleș va implementa soluții moderne pentru a facilita comunicarea între cetățeni și administrația locală. Acest lucru va include platforme online pentru depunerea cererilor și pentru obținerea de informații. De asemenea, modernizarea stației de filtrare și înmagazinare a apei va asigura un acces mai bun la apa potabilă de calitate. Avem la ora aceasta în derulare proiecte de 250 de miliarde de lei vechi, proiecte pe fonduri europene și guvernamentale. Cel mai mult mi-aș dori să pot să continui pe partea de digitalizare a primăriei, în sensul de a achiziționa programele care mai sunt disponibile de la taxe și impozite până la registrul agricol. Am reușit să implementăm doar RENS-ul și puțin din ghiseul.ro. Ne dorim și să punem un Wi-Fi și tot ce ține de net gratuit în comună, a declarat primarul Laurențiu Turcilă. În contextul modernizării educației în România, orașul Rovinare își propune să ridice standardele școlilor locale prin achiziția de mobilier și echipamente noi. Scopul este de a crea un mediu de învățare mai atractiv și mai eficient pentru elevi. Investițiile în educație sunt esențiale pentru a răspunde provocărilor actuale. Licitația pentru achiziția de mobilier și echipamente noi va fi deschisă până pe 6 noiembrie. Toți furnizorii interesați sunt invitați să participe, respectând termenii și condițiile stabilite de autoritățile locale. Printre mobilierul vizat se numără bănci modulare, mese de grup, scaune ergonomice și suporturi pentru tehnologia modernă. În plus, se intenționează achiziționare de echipamente multimedia, precum proiectoare și tablă interactivă, care să faciliteze lecții mai interactive. Aceste investiții vor contribui la o abordare modernă a educației. Elevii vor avea acces la resurse didactice de ultimă generație, iar cadrele didactice vor putea utiliza metode și instrumente noi de predare. Au demarat marți lucrările de refacere a rigolei de la pasajul pe sub calea ferată de pe strada Dacia din Râmnicu-Vâlcea. În condiții meteorologice normale, se estimează că lucrarea va dura aproximativ o săptămână. Traficul rutier și cel pietonal prin pasajul Dacia vor fi interzise pe durata intervenției. Conducătorii auto care tranzitau în mod curent zona sunt rugați să-și planifice din timp deplasările pe trasee alternative. În municipiu, amenajări similare au vizat pasajele rutiere de pe străzile Matei Basarab și Bogdan Amaru. Luna octombrie vine cu schimbări pentru pensionarii din România. Pensiile vor fi plătite la date diferite față de cele obișnuite. Cei mai afectați vor fi pensionarii care așteaptă poștașul. Dacă până acum pensiile intrau pe card în jurul datei de 12 sau 13 ale lunii, luna aceasta unii pensionari vor primi pensia mai devreme pe 11 octombrie, alții însă vor primi banii cu o zi întârziere pe 14 octombrie. Aceste schimbări au loc pentru că zilele de 12 și 13 cad în weekend în această lună, afectând jumătate dintre pensionari. Cei care nu primesc pensia pe card așteaptă poștașul, care de obicei ajunge între a doua zi a lunii și 14. Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. O altă noutate importantă este că în octombrie pensiile vor fi recalculate. În plus, pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei nu vor mai plăti impozit. Astfel, pensiile lor cresc cu aproximativ 100 de lei. Pentru pensionarii cu venituri de 3.500 de lei, impozitul este de 50 de lei, iar pentru cei cu 4.000 de lei, impozitul ajunge la 100 de lei, pe măsură ce pensia crește și impozitul crește. Tot în octombrie, unii pensionari vor primi și 250 de lei pe cardurile de alimente. Acești bani sunt destinați achiziționării de alimente și mese calde. Cei care încearcă să cumpere alcool sau țigări vor fi amendați cu 2.600 de lei. Comercianții pot primi sancțiuni de 6.500 de lei. Cardurile vor fi reîncărcate începând cu 15 octombrie. CSM Târgu Jiu are miercuri primul meci în Cupa României la fotbal. Elevii lui Mario Găman debutează în faza județeană a competiției la Roșia de Amaradia. Trupa din municipiu joacă cu Știința Flacăra, echipă de Liga a 5-a. Antrenorul gorjenilor a ajuns până în sferturile competiției cu CSU Filiaș, așa că își dorește să câștige faza județeană. Găman a admis că va folosi mai mulți tineri jucători în meciul de miercuri. Eu știu ce înseamnă, pentru că știu că noi eram la Filiaș și am reușit surprize mari, reușind accederea în primul 8 echipa de țării, și de asta este o partidă care trebuie tratată la cel mai înalt nivel, trebuie tratată cu multă seriozitate, cu implicare, determinare, motivație multă. Cu siguranță mâine în partitura echipei vor apărea și multe nume noi, jucători care au jucat mai puțin sau deloc, pentru că vrem să arătăm că avem copii care se pot adapta la orice partidă și vrem să le dăm încrederea necesară, pentru că ne dorim cu toții o partidă bună, ne dorim cu toții o accedere în fază superioară și atunci trebuie să tratăm jocul la cel mai înalt nivel. Jucașul Arber Filip spune că vizitatorii nu-și vor subestima adversarul. Sperăm să facem un joc cât mai bun, chiar dacă sunt în Liga 5, nu trebuie să luăm jocul la mișto. Sperăm să facem un joc cât mai bun, să jucăm, să fim concentrați din primul până în ultimul minut
și să marcăm cât mai repede ca să ne facem jocul mai ușor. Sper ca la final să ieșim cu toții bine, să nu mai avem parte de alte accidentări, pentru că sâmbătă ne așteaptă un nou meci greu. Partida începe la ora 16, iar echipa calificată mai departe se decide într-un singur tur. FC Craiova a bifat a patra remisă din Liga Secundă de fotbal. Dolgene a scos doar un punct din confruntarea de la Oradea cu FC Bihor. S-a terminat 1-1 după o primă repriză bogată în evenimente. Oaspeții au deschis scorul rapid în minutul 2 prin Idris. Bihorenii s-au năpostit în atac după ce au încasat gol. O bară lui Filip în minutul 6 a anunțat reușita lui Moga din minutul 28. Și echipa lui Marius Hruitoru a lovit stâlpul porții adverse. Gibril aproape a marcat din lovitură liberă. Ocaziile mari le-au aparținut vizitatorilor după pauză, dar Ilie, Dragu sau Abei nu au reușit să marcheze. FCU a acumulat 13 puncte după primele 9 runde și ocupă locul 10 în clasament. Runda viitoare în Bănie vine FC Voluntari. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.